Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se începe deșteptarea, dar eu am rămas cu gândul la conservele de mai devreme. La conservă, la... Ziua conservei spuserăm înainte de emisie și n-am mai avut timp din cauza lui Giulie când ne deranja cu știrile, încurcă, da. Că intrasem într-o discuție cu sardine. Cu sardine, da. Păi, conserva cu sardine. Deci se face, se ia o felie de pâinică, se unge cu proaspătă, se unge cu cremă de brânză, da. Și se desface o cutie de sardine. Și se ia o sardinuță. Iară ducem în, da, așa. Sardină, nu... Sardea. Nu sardea. Sardine, sardele, iară... Nu, una de aia mică, mă. Nu contează. Dale mici. O să fie, lumea, cred că, și puțin macron sos tomat. Mamă. Macron sos tomat. Mamă, mâncam la fabrică. Erau niște conserve de macron sos tomat. Da. O mizerie. Am mâncat plouă în gură când mă gândesc. Până spre 2000. Așa, da. Cu pâinea aia, nu mai rămânea nimic. Mă vedeam în ea. Mamă, miroseau peștele alea toată ziua. Era un gust incredibil. Da, era aluminiu. Așa și te vedeai, lucea în ea. Cam două pe săptămână mâncam. Se găseau la alimentară peste tot, conserve de macro și cam asta era. Macro, altceva nu cred că. În sustomat era foarte bun. Păi da, după 90 a fost o... Eu mă refer la... stare totală. O invazie de conserve. Conserve și tot mă duceam și m-am dat asta de macro. Da, erau gusturi care, la care nu puteai să... A fost greu să ne desprindem de gusturile alea, da? Eu nu da. M-am desprins niciodată. Uite, ieri am fost la supermarket, da? Și am văzut în raft NES. Nes. Bine, atunci era un singur, pe vremuri era un singur NES, dacă îl găseai, amigo ăla. Da. Acum era un raft. Da, eu un raft, nu știam, am ales după mărime, am luat unul mic, știi, ca să, da, să-mi ți-ai fac făcut NES? Bă, și am ajuns acasă și am frecat un NES exact cum se făcea pe vremuri, știi? Auzi, dar stai puțin. NES-ul venea, el inițial, niște granule mici, mici și mici, foarte mici. Mici, 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 da. După aia au apărut niște granule mai mari, păcălicioase, ca să... Alea, nu, 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 cu de la mici. A, ăla, cu ăla vreau mic. Să spun că din alea mici ieșea spuma adevărată. Exact. Da. Ăla cu granule mari nu era. Nu, ăla e altceva, ăla e cafea solubilă, de altceva. Toată e solubilă. Toată e solubilă, bre. Moment. E aici o nuanță. Nesul ăla de-l freci, da, ăla care e granula mică, 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 mică e tot solubil, dar e altceva, e cap, nu știu cum să zic. E la fel, e același lucru, doar că e granula mai mică. Da, dar pe ăla cu granulă mare nu poți să-l freci. Păi adică ăla cu granulă mare e tot solubilă, dar se dizolvă instant, nu poți să freci nimic. Că eu mi-am luat în vacanță. Păi să știi că nisipul și pietrișul sunt în principiu au la bază același concept. Asta zic. Dar doar cu nisipul că... poți să faci ciment, cu pietrișul nu. Nu, dar tot rocă sunt, de fapt. Bravo. Mă rog, deși există nisip din scoci. Hai să nu... Ok, da. Dar așa și cu nesul. Da. Nesul ăla, fiind, merge frecat și are alta... Dar eu am băut în vacanța asta nes. Da? Tot după 30 de ani, nu mai băusem nes. Și eu când eram mic, luam de la părinți jumătate de linguriță de nes. Știi? Și îmi puneam în cacao cu lapte și îmi plăcea de muream. Da, și am rămas cu asta. N-am înțeles. Cu Pepsi ați făcut? Cu Pepsi sau cu cola? Băi, lasă-mă place, că să-i next step. Magită prea tare. Sau cu apă minerală? Secretarele nu. De la fabrică, ele așa făceau. Nu. Cu uite apă asta. Minerală. Borse, cu Borviz. Cu Coca-Cola făceam, mă duceam dimineața la radio, făceam matinal la 6, băgam BBC-ul, durea 30 de minute. Și asta era. Ajungeam să ne spună că trebuie cu BBC. Ajungeam la fără 5, mă pregăteam, bă, introduceam știrile de la Londra și 30 de minute aveam timp să-mi fac nesulețul meu cu cola și toate alea frumos. Da. Nu mi-e cu lapte, îmi place. Păi, când eram în armată, am făcut concurs cine freacă nesul mai mult. O seară întreg, ba da. Unul a câștigat concursul, a făcut până la miezul nopții. Voiam să-l batem. Hârș, 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 hârș. Băi, potolește-te odată. Cât de gros poate fi stratul de spumă din nesul pe care îl frecăm? Și dacă ești meseriaș, fierbe apa și dai drumul așa câte un pic, cât așa, mai de sus. Da. Păi vă dați seama că ieri a fost festival pentru mine. Deci gusturile tinereții ale copilăriei e incredibil că există astfel de nostalgie pentru conserva cu macrou, tomat. Mai e dor de pâine turcească, aia cum se făcea în anii 90, care avea broboanelele alea pe așa. Dar gustul ăla era un gust absolut special. Mă trimitea mama după pâine, zice ia și tu o pâine. Și luam două, că una o mâncam până acasă. Exact, se vede, o mâncai caldă. Și ce nu mi-a plăcut mie din perioada aia, conservele de carne. Depinde care. În general, nu știu, nu-mi plăcea mirosul din start. O să spun ceva? Există, erau unele cu carne mai... Unele cu carne tip... Un soi de pateu gelatinos, care era nașpa. Și unele în care erau niște bucăți de carne mai mărișoare. Poate erau și pentru pisici care... căței și nu asta știam noi. Băi, acum... Cine știe ce am mâncat? Deci pentru pisoiul poche sunt unele conserve
Când le, tot așa mari. Mă, când le desfac, îmi aduc aminte de adolescență. De zine să iei din gura. Da, zău. Și îmi dau seama. O bune? Deci, cred că, de fapt, noi, când prindeam conserve de alea de carne, cred că erau conserve de carne pentru câini, pentru pisici și pentru mai, români comuniști. Și tu mai lătrai la începutul anilor 90? Dacă îmi permiteți. Vă rog. Hai, vă rog eu, 0728111222. Da. Dacă tot e ziua conserve azi și ne-am amintit de preparate sau lucruri pe care le mâncam, le consumam cu plăcere acum niște ani de zile. Mesaje. Mesaje, dacă mai aveți, ne mai dați idei. Ce nu știu, ciocolata africană cu farine. Mai ții minte ciocolata africană din anii 90? Nu cred că trebuie să scriu un slogan comercial pentru ciocolata africană. Am lucrat o lună drept copywriter. Da. Și mi-au dat scrie pentru ciocolata africană și pentru DHL. Asta mi-au zis. Scrie. Așa. Am scris o lună. Deci nu mai eram bolnav de nervi. A ieșit ceva din... Am plecat, mi-am dat demisia. Deci, falimentase ziarul la care lucram. Și ce să fac, ce să fac? Se lansa o firmă de-asta de publicitate. Și am zis, hai că mă duc acolo. Copywriter. Știi să scrii? Știu. Pixai, da. Ia, scrie. Despre ce? Despre ciocolata asta africană. Ce să scriu? Sloganuri. Cât timp? Până zicem noi. Eram ca în armată. Hai, tu... Culcat până zic eu să te opuiești. Da, da, da. Hai, fă tu, că eu obosesc. Mamă, după o lună eram, nu mai pot cu asta. Nu pot să mănânc această ciocolată. S-a început, bomboane cubaneze. Creveția care, știi, creveția chipsul. Da, da. Aia. Vietnamezi. Adevărul e că bun erau. Se găsesc în continuare, dacă îi cauți, e ceva asemănător, nu chiar. Nu-mi da vestea asta. Da, 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 uite, caut. Nu știi? Am mai mâncat la o cârciumă asiatică odată cu un sosen. Da, nu. Șerbet, zice cineva, uite. Șerbetul era bun. Gumă turbo. Cu Nesu. Cel cu granula mică, îmi scrie Dragoș, salut Dragoș, este cu metoda spray. Cel cu granula mare este liofilizat. Ai înțeles? E, nu mă nebune. A, tehnic. Mulțumim. E, există de... diferență. Da, 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 da. Suc Tropicana. Mai țineți minte? Da. Ciocolata Kiss. Asta există în continuare. O mai găsesc eu din când în când. Auzi că și, căpșuni. Și africana, ci că se găsește. Da, se găsește. Cineva mai cumpără săptămânal. Da, mă, dacă i-a făcut slogan ca lumea. Băi, nu cred că l-au acceptat. Cred că erau prea multe. A fost lombarea de ușoa. N-au putut să aleagă nimic. Băi, salam de Sibiu am mâncat zile trecute. Mi-am luat special salam de Sibiu. Din când în când, așa, ca să-mi aduc aminte de copilărie. Depinde, sunt o mulțime de versiune acum de salam Sibiu pe piață. Nu știu. Scria pe el salam. Niciuna nu mai e ca așa ăla e. De pe vremuri. Așa e. Da. E adevărat că mâncam și rar și parcă ni se părea nu, într-un stai, fel. Știi ce nu e la fel? Îți spun eu ce nu, nu e la uscat. Fel. Nu, noi suntem leneși și ne ducem și luăm de la feliat. Dar dacă vrei un salam de Sibiu adevărat, te duci și îl iei pe ăla de la Galantar, ăla care este bară. Da, dar tot nu se usucă așa cum se întâmpla pe vremuri, că nu mai are, are, mai are niște timp. Chestii în plus. Bine, pe ăla și țineai mult, se mai usca și la tine în cămară un pic. Auzi, da, mamă, de ce ploaie de mesaje, dar unul mi-a atras atenția, e foarte tare. Mm. Șunca de Praga la conservă de 10 kg. Băi, adevărul că avea un gust cu băi, totul special. Băi, de 10 kg n-am avut niciodată. Am avut eu odată, țin ba, da, ba, da, ba, da. A fost în familie o mare frăsuneală cu cine să o împărțim, că era enorm de multă și ne era teamă că o să se strice, evident. Exact. Dar țin minte că avea un gust foarte pregnant, pentru că stând în conserva aia, da. Se... Erau niște conserve de carne chinezească Rosalie. Nu, nu, vorbim de șuncă de Praga. Am înțeles. Nu, era o firmă de asta, Maling sau ceva de genul ăsta. Maling făcea ciuperci, făcea mătușii mea, așa să româna, cu maioneză și cu mărar. Așa. De sărbători. Orice... De-abia așteptam sărbăturile să mănânc ciuperci Maling. La orice baieram, și usturoi. La orice baieram, găseai ciuperci de astea măling. Da. Cu maioneză și usturoi. Era da, super treabă. Mâncam de cu lingă. Da, da, da. Bomboane chip. Bomboane chip. Băi, și de ce bomboane chip am adus noi. De, noi, da. Mi-am auzit apropo de chip, pufarine, mă. Pufarine, nu. Pufarinele alea erau excelente. Ce vremuri. A mai venit vorba odată aici de chip. Și o doamnă care are fabrica de și mentosan companie. Am primit. Da, mentosane, bravo, da. Mentosan, acum înțeleg, am văzut, e și gust de portocale, mentosan. Brivcorul e prezent în foarte multe mesaje, sucutec, înghețata nu, polar. Știi că era o mare dificultate cum să scrie Brivcor? Că scriau pe cartoanele alea de mici, scriau cu pixul. Avem Brisca Ford. Avem Brickfor. Cavit. Ați mai luat Cavit? A, da. Napolitana cu curucu. Asta nu știu. Nu cred. Nu știu. Aia de cântă Julio Iglesias despre da, ea? Da, da, cucurucu, cu. Da, 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 da. Mamă, ce bună era cucurucu. Da, ce să zic, multe mesaje. Gumela.
Aoleu, era îngrozitoare. Halvaua de pe vremuri. Da. Tata zice, punea, fii atent, aici tare, tata punea salamul după frigider, agățat de grilajul ăla, da, se usta, și ieșea, da, exact ca salamul de Sibiu după două săptămâni. Deci, chiar și copii de mucică. Bine, mulțumim tare mult. Guma, tip nu știu de care. Da, multe mesaje. Mulțumim pentru ele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.